Ne aflăm din nou în fața unei partide pe teren propriu. Un meci important, un meci dificil, dar deja devine clișeu. Important și dificil ca toate celelalte, pentru că nu există partidă ușoară în prima ligă. Întâlnim o echipă în formă maximă, ca să spun așa, cu multe jocuri la rând, respectiv 5 victorii. Dar avem și noi datoria să facem mai mult decât am făcut la ultimele jocuri. Dacă aveți întrebări, după care sigur că voi spune și eu lucruri vis-a-vis de alte aspecte, dar vreau să discutăm prima oară despre joc. Am spus cea mai în formă. Am spus o echipă în formă, o echipă în formă. O echipă în formă, după ce au făcut în ultimele 5 partide, putem spune chiar cea mai în formă la momentul ăsta. Rezultatele astea arată. O echipă cu un antrenor cu multă experiență, o echipă bine organizată, o echipă cu jucători experimentați și valoroși. Păi așa cum putem să contracarăm orice echipă, pentru că am spus, un campionat foarte echilibrat în care oricine poate să bată pe oricine, e nevoie de mult suflet, trăire, ambiție și nu în ultimul rând de inteligență, bineînțeles, pentru că așa cum adversarii noștri se pregătesc și caută să ne găsească punctele vulnerabile și noi la rândul nostru facem același lucru și va trebui să fim foarte inteligenți, să știm să-i atacăm acolo unde ei sunt mai puțin puternici și, bineînțeles, acolo unde sunt puternici să fim avizați și să ne luăm toate măsurile. Mi-e greu să vă spun la momentul ăsta. Știu, am pregătit jocul cu băieții, mai este mâine o zi în care din nou vom avea discuții, vom lucra în antrenament ceea ce considerăm că e de lucrat pentru a reuși să-i destabilizăm. Dar este foarte important ce facem noi pe teren la momentul jocului, pentru că de fiecare dată, cred eu, pregătirea, și asta nu trebuie să vorbesc eu, jucătorii sau cei care știu ceea ce le cer, suntem pregătiți pentru jocuri, din păcate, să mai întâmplă scurt circuite în timpul jocului, cu toții suntem oameni, dacă ar fi toate jocurile perfecte, sigur s-ar termina doar cu rezultate de 0-0. Încercăm să devenim de la meci la meci mai buni, nu ne iese de fiecare dată, dar suntem într-un moment în care trebuie să eliminăm aceste greșeli care ne-au costat de-a lungul campionatului foarte multe puncte pierdute. Nu vreau să fac acum o radiografie, dar dacă dumneavoastră ați făcut-o, eu o fac în permanență și o să vedeți că foarte multe jocuri le-am pierdut pe greșeli din astea puierile, individuale, și ne-au costat multe puncte. Asta nu. De ce să te aștepți mai puțin? Cu toții suntem oameni. Dacă v-am spus, eu de fiecare dată, în febra jocului, în momentele alea, și eu de multe ori mai pierd luciditatea și poate strig câteodată mai mult sau nu sunt foarte, capacitat doar pe ceea ce ar trebui să corectez sau pe ceea ce ar trebui să facem în continuare, pentru că, până la urmă, ce s-a întâmplat nu mai putem întoarce. Dar în momentul în care trece jocul și, v-am spus, consum foarte mult fotbal și văd că jucători imenși cu alt nivel fac greșeli. Pentru că așa ai făcut jocul. Din jocul greșeală așteaptă. Cel care greșește mai puțin, de obicei câștigă. Se întâmplă la un nivel mult mai înalt să facă greșeli și atunci să pierde jocul. Așa că, sigur, eu cu jucătorii mei sunt pretențios, sunt riguros. Păi acum nu știu dacă același jucător, dar... Da. Nu știu. Cum ai explicat chiar acea persoană? Nu. Nu pot să răspund la astfel de întrebări. Eu discut cu ei personal. E un meci trecut. Nu mai putem să întoarcem acum. Eu vă spun doar atât. De la momentul când a greșit Todorovski până la momentul primirii golului, sunt foarte mulți metri în care alți jucători, componența echipei, puteau să repare o greșeală simplă. Sunt atâtea... Deci dacă greșeala de pasare a lui Todorovski ar fi fost salvată, nimeni nu mai ținea minte acum faza respectivă.
De asta vă spun. Când câștigăm, câștigăm împreună și când pierdem, pierdem împreună. Eu nu pot să spun că Todorovski a greșit decisiv. A fost o greșeală simplă, au fost greșeli mult mai mari, care la un moment dat au fost trecute cu vederea, pentru că între timp s-a rupt jocul, s-a întâmplat ceva. Nu, chiar nu vreau. Nu e niciun moment decisiv. Ce moment decisiv? Era o fază din joc, după aia... În ultimul minut de joc, asta... În ultimul, penultimul... Așa, ați uitat de meciul la Botoșani. Eu cred că acolo au fost mai mari greșeli. La golul 2 primit la Botoșani în prelungire au fost mai mari greșeli. Era dintr-un aut advers, când trebuia să fie o minge foarte ușor de contracarat sau de gestionat. N-a fost să fie... Acum, sigur, toată lumea rămâne că a greșit X sau Y. Nu. Pentru mine nu. Nu, chiar nu. Dacă m-ați fi întrebat după meci, poate vă puteam spune mai multe. Acum v-am spus, e la rece, suntem înaintea unui alt joc, nu mai facem nimic ca să întoarcem, știu eu, sau să răscolim trecutul. Probleme de vot? Din păcate pentru noi avem. Din păcate pentru noi avem, cele vechi au rămas în picioare, mai încercăm să rezolvăm din ele, au mai apărut și altele noi și aici, dacă tot mi-a spus întrebarea, vreau să vă pun și eu o întrebare, sau nu vă pun o întrebare, dar e așa, o retorică. Ce s-a întâmplat cu jucătorul care l-a accidentat pe ispas și l-a scos din circuit? Nu s-a întâmplat nimic. Bine, mersi, mergem în continuare. Aceste greșeli de arbitraj care s-au întâmplat împotriva noastră ne-au privat de foarte multe puncte. Deci avem un jucător care iese din circuit cu o fisură la picior. Fisura aia nu se putea observa imediat pe teren. Ca domnul Mladinovici să-și dea seama. I-au trebuit vreo 5 minute să-și dea seama că trebuie să dea un cartonaș galben. Cu chiu, cu vai a scos un cartonaș galben. Dar aici sunt iarăși foarte multe lucruri la care n-aș vrea să intru, pentru că nu e treaba mea. Dar v-am spus, eu activez în acest fenomen, cunosc foarte multe lucruri, știu foarte multe lucruri și de asta nu e oportun să vorbesc eu aici. Nu e oportun să vorbesc aici. Dar toate aceste delegări, toate aceste arbitraje sunt, știu eu, direcționate sau... Și n-aș vrea vreau să mă opresc aici, pentru că după aia aș intra într-o altă sferă, dar mă folosesc de prilejul ăsta să vorbesc, pentru că este singura posibilitate ca eu să pot vorbi. În rest, cred că, din punctul ăsta de vedere, și iarăși, nu aș vrea să intru într-o sferă să fac cuiva reproșuri. Cred că și noi, ca și club, ar trebui să avem intervenții mai... Pentru că, de toamna trecută, alte cluburi, la cea mai mică adiere de vânt împotriva lor, au ieșit, au făcut un tam-tam de nedescris. Mai mult, au venit și au spus, domne, chiar dacă alții vor, o să vedeți că noi nu pățim asta și nu pățim cealaltă. Noi, în momentul de față, suntem o echipă foarte cuminte, foarte disciplinată și am considerat că altfel se tratează astfel de lucruri. Dar văd că în România funcționează, cine strigă mai tare, are dreptate. Noi n-am făcut-o, sper să nu fim nevoiți să o facem, sper ca cei care au de auzit să audă, sper ca, știu eu, ierarhiile să fie făcute doar de jucători din teren și de echipele care participă la acest campionat, mai puțin de terțe, știu eu, entități, pentru că este un campionat care a fost viciat din punctul meu de vedere. Am avut până acum arbitri, toată lumea lăsărea în cap arbitrilor. Era o singură greșeală. Acum văd că se fac greșeli multiple și cu tot cu tehnologie. Și nu e normal. Nu e normal. Deci asta dacă tot m-ați întrebat de absențe. Avem absențe datorită faptului că un arbitru n-a văzut un fault evident, care se vedea și de pe Marte sau de pe altă planetă, n-a vrut să-l vadă sau nu l-a văzut. Există tehnologie care trebuia să repare o greșeală. Suntem oameni, putem greși, nici măcar nu-i fac un proces de intenție a arbitrului de la jocul împotriva Petrolului, dar ar fi trebuit ca tehnologia sau cei care se ocupă de a repara o greșeală să o facă. Nu am făcut-o și... A fost o fază clară pe care toată lumea... Păi nu mi-o pot explica. Chiar nu mi-o pot explica. Eu nu am o explicație. Dar v-am spus. Noi n-am strigat până acum și dacă nu strigăm, văd că sunt alții care au grijă să...
Din punctul meu de vedere, și iarăși vă spun, din punctul meu de vedere, n-aș vrea să spun că e poziția clubului sau altcuiva, a avut o intervenție mai mult decât corectă. A avut o intervenție mai mult decât corectă. N-am făcut decât să-și apere echipa și nimic mai mult. A spus niște lucruri evidente, fără să atace pe cineva, fără să o facă cu tentă, n-a spus nimic să jignească pe cineva, a ridicat, știu eu, în discuție, un lucru pe care el îl vede. Dar eu v-am spus, n-am spus că a spus bine, n-am spus, din punctul meu de vedere, a procedat corect. Dar tot aveți prilejul acum? Am prilejul acum să ce? Să vorbiți. Bine, asta când afla ce plopul pere și răchita mișunele. Eu nu răspund la astfel de provocări care e normal să le... Eu v-am spus ce am avut de spus, când am de spus ceva v-am spus, când dețin tot felul de lucruri concrete, vi le spun, așa să vorbim ce... Și după aia să ce? Să apară, uitați ce a spus grozav, să comenteze alții nu știu câți. Asta, deci asta nu-i presă. Din punctul meu de vedere, asta nu-i presă. Iar asta este o provocare, din punctul meu de vedere. N-am avut o reacție, pentru că n-am văzut să spună cineva, domne, este o viciere crasă de rezultat, pentru că un jucător care iese din circuit și îl pierdem pe mai mult timp, nu e normal ca ăla să stea afară, iar știu eu, cel care a provocat accidentul să joace bine, mersi, câștigă și meciul. Păi și ce vreți să spun? Și eu ce ar trebui să am să spun? Am spus ce am avut de spus. Ce pot spune mai mult? Atât am spus. Cred că ar trebui să avem intervenții și noi, pentru că am auzit multe cluburi din România care o fac. În momentul în care li se pare că au fost dezavantajați, ca să nu spun altfel. Au fost dezavantajați? Scandal. În presă, la televiziune. Iașul până acum așa a văzut de treaba ei. N-a acuzat, n-a vorbit, n-a spus. Singurul moment în care pot să spun e și eu. Acum, când am revăzut fazele, când sunt la rece, că dacă o fac la cald, cred că după aia s-ar putea să divaghez sau să intru în altă sferă care s-ar putea să-mi atragă mie personal suspendări. Și așa că nu vreau să... Acum sunt în măsură în care să judec lucrurile liniștit și pot să spun niște lucruri, dar nu mai mult decât e cazul. Alte întrebări? În afară de Roman și Lung? Roman Lung, Ispas, Roman Lung, Ispas. Astea sunt certe, ca să spun așa. Roman e într-un proces de recuperare. Vom vedea ușor, ușor îl reintegrăm în antrenamente, vom vedea cât este de oportun să-l aducem din nou aproape, să simtă din nou, știu eu, echipa, să simtă alături de colegi, pentru că nu i-a fost ușor să treacă prin această perioadă grea pentru orice jucător. Mai avem și alte probleme, dar v-am spus, mai este o zi mâine în care să sperăm că vom face mai mult pentru recuperarea lor. Cam astea sunt problemele de lot. În altă ordine de idei, dacă tot jucăm împotriva Rapidului, vreau să fac și un apel la publicul spectator, la cei care ne susțin să vină alături de echipă. Am văzut că vremea este într-o îmbunătățire evidentă și mai mult ca sigur că la ora jocului nu va fi foarte frig. Și sper să avem foarte mulți suporteri pe stadion. Am asigur, vine Rapidul și sunt convins că va fi multă lume pe stadion, dar vreau să avem susținători ai noștri, nu ai adversarului. Îmi doresc ca echipa să fie susținută pentru că are nevoie de susținerea publicului, are nevoie de susținerea suporterilor. Indiferent ce se întâmplă pe terenul de joc, fiți convinși că acești băieți își doresc să câștige meciul, eu sper să și arate. Și pe parcursul celor 90 sau mai multe de minute cât va ține jocul să fie susținuți, iar la final, sigur, funcție de ceea ce au arătat băieții pe teren, putem să avem și reacții. Dar pe parcursul celor, știu, sau pe perioada jocului, mi-aș dori ca oamenii să susțină echipa, să ne încurajeze, pentru că și ei au nevoie în anumite momente de încurajări, de susținere, de răbdare, de încredere. E ușor să arunci cu piatra din prima. Eu zic că trebuie să avem mai multă răbdare și ei sunt oameni și ei pot greși
V-am spus, chiar și eu în momente din alea, da, sigur, eu sunt cu ei acolo în febra jocului, câteodată și eu mai poate încărcat peste măsură, dar v-am spus, eu, indiferent ce se întâmplă, sunt alături de ei, am încredere în ei, îi susțin necondiționat.